Am intervenit la fața locului cu 3 autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță smurt, iar la sosirea noastră ardeau 3 auto-utilitare, flăcările propagându-se la o a patra care se afla parcată în imediata apropiere. În momentul de față lucrăm pentru lichidarea ultimelor focare, după care vom stabili și cauza probabilă de izbucnire a incendiului. Din fericire, până în acest moment nu s-au înregistrat victime. Până un proprietar ceva? Hai să dăm! Hai să dăm! Hai să dăm!